În această apologie aș dori să vă aduc în atenție persoana Amalei Decean, care este un interpret muzical. A scos acum ceva timp, nu știu exact când, un CD de Pricesne, pe care vi-l recomand din toată inima. L-am ascultat până acum de zeci de ori împreună cu familia. Este fascinant, este fantastic, este deosebit de frumos. Nu doar datorită teologiei din cântări autorilor care au compus cântările și momente în care le-au compus și călăuzirea pe care au avut-o de la Dumnezeu când au compus cântările astea, dar și interpretarea este deosebit de, de frumoasă. E, cu adevărat e ceva ce merită să ascultați. E, și de aceea vă recomand să ul puteți să-l faceți rost de el în legătura cu Amalia de deci, pe Facebook, pe profilul ei, pagina ei sau ce alte metode mai sunt. Însă, de asemenea, vă recomand să ascultați interviul pe care fratele Marius Cruceru îl ia la emisiunea Între Scriptură și Ziar, în care ea povestește întoarcerea ei la Dumnezeu, nașterea ei din nou și cum a avut de la muzică ușoară să cânte pricesnă. Bun, însă ceea ce mă interesează pe mine și aș vrea să vă aduc în atenție astăzi este modul în care ea povestește nașterea ei din nou. Și lucrul ăsta este deosebit de important pentru că până la urma urmei acesta este lucru care contează cu adevărat. Să fim mântuiți, să fim împăcați cu Dumnezeu. Hai să ascultăm o parte din, din uh, felul în care ea povestește. Nu avem decât un minut și ceva la, uh, la dispoziție pe care vreau să-l analizăm. Și mai cu seamă mă interesează un aspect care este foarte controversat în mișcarea Evangheliei, și anume faptul că multe persoane care se întorc la Dumnezeu povestesc că au scăpat de dependența de alcool sau de tutun. Și cum ar trebui să vedem lucrul acesta? Unele persoane spun că asta nu este o evidență a nașterii din nou. alții persoane spun că aceasta este, de fapt, evidența principală a nașterii din nou. Dar le luăm pe rând. Haideți să ascultăm întâi. În 19 octombrie, fratele meu a avut un accident de motocicletă și țin minte că fumam pe balcon la servici când m-a sunat mama mea și mi-a spus. Și am mers toți la spital și mm -hmm. um, țin minte și acum că am vrut să fac un pact cu Dumnezeu și i am promis că dacă Abel o să trăiască, am să mă las de fumat. Mm -hmm. Lucru care nu s-a întâmplat și Abel a murit. Da, la spital. Da, a murit pe loc, dar noi n-am mm -hmm. știut. Aha. Deci Abel a murit pe loc. Um, am fost foarte supărată pe Dumnezeu de data asta și... Deci ascultați, asta e starea dinainte de a fi născută din nou, da? I-au zis ce s-a întâmplat în trei zile. M-am um, răzvrătit în inima mea și în 22 în octombrie, în ziua mormântării, m-am trezit alt om. Nu știu ce mm -hmm. mi s-a întâmplat, adică știu acum, atunci nu știu, știut, dar m-am trezit cu o pace și cu o bucurie pe care nu pot să vă descriu. Și mm -hmm. de fiecare dată când am o problemă mai mare nu-i constant nu, nu pot să spun că simt constant lucrul ăsta simt pacea aia și bucuria și liniștea aia pe care o am de la Dumnezeu și m -am, atunci m-am trezit, trezit născută din nou am fost uh -huh. și acum spun am fost binecuvântată în clipa am renunțat la fumat uh -huh. și nici acum câteodată mă întreabă chiar ieri m-a întrebat cineva cum ai renunțat la zic nu știu peste noapte, la mine a fost o minune da. Și da, mulțumesc Lui Dumnezeu, Dumnezeu de pentru de. că altfel nu, nu știu dacă aș fi reușit. Vreau să observați limbajul pe care îl folosește când descrie nașterea din nou. Și eu cred că acesta este limbajul corect pe care din nefericire îl auzim foarte rar. M-am trezit născut de din nou. Nu știu ce s-a întâmplat. Deodată a fost un miracol, a fost o binecuvântare, a fost o minune. Indiferent de teologia pe care o avem. da, Aici nu este o dezbatere calvinist-arminiană și așa mai departe. Indiferent de teologia pe care o avem, când un om experimentează cu adevărat nașterea din nou, acesta este modul potrivit de a descrie o experiență adevărată a nașterii din nou. O intervenție supranaturală, suverană a Harului Dumnezeu în viața noastră. Experimentarea unui miracol, experimentarea unei schimbări profunde în centrul ființei noastre, în temelia ființei noastre, da? În locul acela în care sunt cele mai valoroase și importante și profunde dimensiuni și aspecte ale existenței noastre. Este Fascinant, la propriu, este deosebit. Este o suflet oricărui om născut din nou, tresaltă, se cutremură de bucurie când aude așa ceva, pentru că rezonează cu același tip de intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Toți avem o călătorie spre întâlnirea cu Dumnezeu. Toți avem o, o, un parcurs, un drum prin care trecem, da? Niciun om deodată nu știe nimic de Dumnezeu și deodată îi, îi credincios și s-a pradă de predicat Evanghelia. Dar experiența nașterii din noi este ceva uh, dramatic, diferit, special, punctual, momentul în care Duhul lui Dumnezeu suflă viața peste tine, momentul în care ființa ta se trezește la viață, da? Și de aceea este descrisă această experiență în felul acela. Uh, este cu totul deosebit, fascinant, extraordinar modul în care uh, Dumnezeu lucrează și este o bucurie să auzim asemenea experiențe uh, ale oamenilor care se întâlnesc cu Dumnezeu. Însă al doilea aspect pe care vreau să-l uh, vi-l aduc în vedere este faptul că în mediul evanghelic renunțarea la alcool și la tutun sunt tratate deseori care, ca evidențe ale harului Dumnezeu sau ca evidenția ale nașterii din nou. Și ați observat chiar în uh, partea aceasta de interviu cum se pune accent, cum Amalia pune accent pe scăparea de tutun și pe faptul că era dependentă de tutun, că a făcut un fel de târg cu Dumnezeu, tot pe chestiunea tutunului, și apoi, după aceea, când a fost născută din nou, a scăpat de tutun. Și o perioadă de timp, chestiunea asta a fost tratată în felul următor. Domnule, dacă ești născut din nou, sigur trebuie să scapi de, azi, de tutun și de alcool, și acestea sunt evidențe primare, esențiale, principale ale nașterii din nou. Eu nu cred că acestea sunt evidențele primare ale nașterii din nou. Să fie foarte clară nu cred că dovezile esențiale ale nașterii din nou, Scriptura ne prezintă alte dovezi. În același timp, la, prin efectul de pendul, alții spun, domnule, nu, asta nu sunt, asta sunt chestiuni exterioare, ceva ce intră în trup și nu asta spurcă pe om și astea nu sunt evidențe ale nașterii din nou. Din potrivă, persoane care numai asta pot să spună, foarte probabil că nu sunt născute din nou. Da, într-adevăr, dacă numai asta pot să spui că s-a schimbat în viața ta de când te-ai întors la Dumnezeu, că ai scăpat de tutun și alcool, cu siguranță nu ești născut din nou. Dar, da, aș vrea să gândim puțin de ce renunțarea la alcool și tutun, totuși, pot să fie niște evidențe foarte, foarte importante ale lucrării Harului Dumnezeu în viața noastră. De ce pot să fie totuși evidențe ale nașterii din nou? Și în foarte multe cazuri sunt. Repet, eu sunt de acord că multe persoane se lasă de alcool și de tutun din cu totul alte motive. Din cu totul Din motive de sănătate, din motive economice, din multe motive se poate lăsa cineva de alcool și de tutun. Alții se pot lăsa prin forțele proprii și se lasă repede. Alte persoane s-au dus la dezintoxicare, la dezalcoolizare și așa mai departe. Dar este clar, multe persoane s-au lăsat de alcoolul de tutun fără să fie născute din nou. Totuși, eu postulez această idee că Uh, lepădarea, scăparea de dependența asta, eliberarea de dependența aceasta de alcool sau de tutun, poate să fie și este de multe ori o evidență a Harului Dumnezeu. De ce? În primul rând, pentru că dacă acestea au fost, este important dacă ai scăpat de asemenea de dependențe, dacă ele au fost vicii centrale ale vieții. Și uitați-vă în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos când stă cu tânărul bogat, atinge viciul central al vieții sale, lăcomia de bani. Când Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Samaritianca, atinge viciul central al vieții sale, faptul că trăia în preacurvie. Când Domnul se întâlnește cu Saul, atinge aspectul central al vieții sale, viciul central, păcatul central al vieții sale, care era faptul că îl prigonia pe Domnul Iisus Hristos, prigonindu-i pe ucenici. Așadar, toți oamenii aceștia, toate exemplele astea și multe altele, aveau și alte păcate. Aveau cu siguranță multe alte păcate. Dar era un viciu, un păcat, al vieții care, în jurul căruia gravita viața acestui om, ceva care măcina viața acelui om și intervenția supranaturală a Dumnezeu în viața acestor oameni, nașterea din nou, eliberarea acestor oameni a constat în eliberare din vicioa acela central. Da? Este cu siguranță faptul că Samaritian ca din ziua aceea n mai prea curvit. Este cu siguranță faptul că Saul din ziua aceea n-a mai prigunit pe ucenicii Domnului Iisus. Nu că n-a mai păcătuit niciodată, ci că a scăpat de acel păcat care măcina viața lor. Ăsta este primul motiv pentru care este important dacă ai fost dependent de alcool sau de tutun să fi fost eliberat de viciul acesta. În al doilea rând, este important dacă ai scăpat de păcatele acestea sau de viciile acestea, poate ar fi un cuvânt mai potrivit, dacă aceste păcate fac parte din acele păcate acceptate social, scuzate, tolerate, da? pentru că este mult mai greu să renunți la un viciu care este acceptat în societate, care e tolerat de toată lumea. Nimeni nu te privește ciudat când faci lucrul ăsta, da? este ceva care s-a adus la rang de normalitate. Ei, tu să vii împotriva la lucrul ăsta și să spui, nu domnule, ăsta este un viciu, ăsta este o dependență care macină viața mea, care consumă nu doar trupul meu, ci sufletul meu. Da? Știu că lucrul ăsta nu este în regulă. Și deodată experimentezi o eliberare, cu adevărat acolo este o evidență a lucrării Harului Dumnezeu. Și în al treilea rând, este importantă eliberarea în privința aceasta dacă ai fost dependent. Mai ales dacă ai fost dependent. Și multe persoane uh, uh, sunt dependente. Și eliberarea este cu adevărat un eveniment cu totul deosebit. Nu poți să spui unui asemenea domnule, dar Biblia nu interzice consumul de alcool, nu e mare lucru ce s-a întâmplat. Uh, în timp ce omul ăla a fost dependent, omul ăla a fost măcinat. El ca și necredincioș a conștientizat că ceva nu e în regulă, e ceva care măcina trupul lui și ceva care arăta că sufletul lui este dominat de păcat. Da S-a întâmplat să fie dominat de păcatul ăsta care este foarte acceptat social, dar problema este dominația păcatului, da? autoritatea păcatului în viață, lipsa nașterii din nou, lipsa relației uh, de, uh, cu Dumnezeu ca tată da? și ca mântuitor. Asta este problema, da? Uh, viciile acestea sunt lucruri care distrug constant trupul și viața și eliberarea de viciu, eliberarea de viciu este cu adevărat o evidență a Harului Dumnezeu. De aceea, cred că ar trebui să punem, să aducem chestiunea asta a eliberării de anumite vici ca și alcoolul tutunul, să le aducem într-o într zonă de balans, da? într-o zonă de balans biblic. Uh, ele, în unele cazuri nu sunt evidențe, eliberarea sau scăparea de vicile astea nu sunt evidențe ale Harului Dumnezeu, dar atunci când viața lui Dumnezeu intră în sufletul unui om și dacă acestea au fost vicii centrale a vieții cu adevărat, este normal să te aștepți că acolo să existe o eliberare. Vreau să spun și lucrul ăsta. Sunt 100% convins că persoane care au scăpat de alcool sau de tutun, care au fost eliberate, pot să fie ispitite după acelea. Pot să mai cadă în păcatul ăsta, da? Pot să aibă perioade de faliment și de cădere. Nu spun că dacă au, experimentează eșecuri în domeniile acestea, ulterior, n-au fost născute din nou. Eu nu sunt Dumnezeu, eu nu pot să pronunț nașterea din nou în dreptul nimănui. Eu nu am o cunoaștere infailibilă a experienței spirituale a absolut nimănui. Da, avem cum cădem în, sau eșuăm în anumite aspecte ale vieții, cineva poate să eșueze în aspectul acesta, dar am văzut, am auzit, cunoaștem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu uh, recuperează oamenii și chiar și atunci când ei, născuți din nou fiind, copiii lui Dumnezeu fiind, au eșuat, au căzut pentru o perioadă uh, anume de timp, Dumnezeu i-a putut uh, ridica de acolo. De asemenea, uh, ceea ce am spus acum nu are nimic de a face cu faptul că Biblia permite sau nu permite consumul de alcool în moderație. Nu asta este discuția uh, acestei, uh, acestei apologii, ci discuția este dacă Scăparea de viciul alcoolului, al tutunului, de viciul, da? De viciul, de vicii vorbim să fie foarte clar, este sau nu evidența harului Dumnezeu? Și eu spun că da, în foarte multe cazuri este o evidență importantă a intervenției supranaturale, suverane a harului Dumnezeu în viața unui om, prin faptul că îl naște din nou și anume prin faptul că, ca urmare a nașterii din nou, omul acesta este mântuit. Cumpărați CD-ul ascultați interviul și meditați la această mărturie extraordinară care până la urmă nu este mărturia unui om, ci este mărturia lui Dumnezeu, mărturia Duhului Sfânt, prin lucrarea nașterii din nou într-un suflet.